Pacea Domnului, frați și surori, este o bucurie și un privilegiu de a fi împreună și de a ne bucura din cuvântul Tatălui Ceresc. Și vreau să vă salut cu un verset, cu o strofă dintr-o poezie pe care am auzit-o în vara asta și sună foarte frumos. Zice, binecuvântează, Doamne, adunările frățești, unde ai tăi cu drag se adună, unde ai spus că și Tu ești, binecuvântează, Doamne, toți cei cu iubire vin să asculte și să învețe sfânt cuvântul Tău. Amin. Da. Poezia e mult mai lungă, dar m-am rezumat la o strofă. Dacă aș pune o întrebare acum, avem nevoie de înțelepciune? Da, văd capetele tuturora și fețele exprimate într-un mod afirmativ, da. Lecția noastră pe care vrem să o învățăm împreună este despre înțelepciunea divină, dar titlul lecției o să-l spun doar la sfârșit. Și pentru acest lucru, dacă cineva se potignește, încerc de la început iertare pentru treaba asta. În 1 Împărați 3 ne este relatat un caz foarte interesant în partea a doua a capitolului 3, dar vom reveni ulterior la el, când două femei din pătura mai de jos din Ierusalim, două femei tinere, aduc în viață câte un băiețel, la scurt timp, una după alta. Biblia ne spune la 3 zile. Întâmplarea face că, probabil fiind tinere, fără experiență, fără ajutoare, fără nimic, în timpul nopții, una se culcă pe băiatul ei, probabil și moare, și face schimb cu băiețelul colegei sau vecinei ei de acolo. Iar dimineața, când se trezesc să-și alăpteze copiii, cea care i s-a luat copilul viu remarcă acest lucru și bineînțeles că este neplăcut, căci ți se ia copilul și ți se pune lângă tine copilul cel mort. Această problemă, cu siguranță, ajung la diferite persoane în zonă acolo ca să se clarifice acest conflict. Dar probabil cei care s-au preocupat de, știu eu, rezolvarea acestui caz, nu au adus o soluție palpabilă sau reală și atunci acest lucru este adus în fața lui Solomon, împăratul Ierusalimului și al Israelului. Oricum, ca să ajungi până la împărat, nu este lucru simplu. Probabil s-au parcurs procese de etape la diferite instanțe, așa, ale vremii, și Solomon insinuează un proces prin care cere ca băiețelul rămas în viață să fie tăiat în două și să îi se dea câte o jumate din copil fiecăruia dintre cele două femei. Bineînțeles că în timpul acestui lucru se sesizează că adevărata mamă îi oferă ceilalte femei copilul. Dă-i-l ei ca să trăiască copilul. Cealaltă zicea, nu, tăiați-l în două să nu fie nici al meu și nici al celelalte femei. Automat, Solomon își dă seama care-i femeia, mama reală a copilului, zice, dați-i femeii acestea copilul, este copilul ei. Acest lucru ajunge la cunoștința tuturor din Ierusalim
și din alte părți, din vecinătăți, prin care Solomon, cu atât de ageră înțelepciune, soluționează acest caz. Și auzind despre înțelepciunea care tatăl a pus-o în el, toată lumea îl privea, așa scrie în versetul 16, parcă, cu teamă. Adică nu cu o teamă de frică, cu respect. Pentru că vedea în el un mod de soluționare a problemelor cum altă lume n-a putut și nici nu poate. Vedem că acest om al lui Dumnezeu, Solomon, în care tatăl a pus atâta înțelepciune, într-o noapte la Gabaon, cea mai mare înălțime unde se aduceau jertfe de arderi de tot, Dumnezeu îi se arată și spune: ce vrei să-ți dau? Și atunci Solomon nu cere nici moartea vrăjmașilor, nu cere nici bogății, nu cere nici slavă, ci cere un singur lucru. Cere înțelepciune de la tatăl ca să poată judeca și să poată conduce poporul, pentru că, așa spune, este un popor foarte mare la număr, și ca să poată deosebi bine răul de bine sau dreptatea de nedreptate. Lucrul acesta i-a plăcut lui Dumnezeu și spune în răspuns așa: fiindcă n-ai cerut nici bogății, nici moaștea vrăjmașilor, nici sănătate, nici avuții mari, îți voi da o înțelepciune pe care n-a primit-o nimeni până atunci și nici de acolo încoace nu va primi nimeni. Și vedem acest lucru, cei care ați avut posibilitate circula la frații adventiști o carte despre măreția lui Solomon, și azi dacă o citim, după 3000 de ani, este de dorit să fie asemenea personalități în popor, măcar cu o înțelepciune, eu zic așa, după părerea mea umilă, măcar 10% să aibă din înțelepciunea lui Solomon. Am să citesc câteva versete din 1 Împărați, versetul 28, deci ceea ce am spus, că tot Israelul a auzit de judecata pe care împăratul o hotărâse și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el ca să facă judecată. Și citesc de la 4 la versetul 4, de la 29 până la 34, Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și o inimă largă, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea Egiptului. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiul lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate poporele de pretutindeni. Bineînțeles, nu se mai spune că el a rostit 3000 de proverbe și a compus 1005 cântări, a vorbit despre copaci, așa, de la cedru din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre animale, despre păsări, despre reptile și despre pești. De remarcat în ultimul verset: veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se despre înțelepciunea lui. Și acum noi știm, ne este foarte cunoscut, că o împărăteasă din Sheba, auzind despre înțelepciunea acestui om, despre judecățile care le făcea, despre felul cum a prosperat țara, încât a avut cea mai puternică flotă, cea mai puternică armată, a acumulat bogății foarte multe și mari, deși Dumnezeu dăduse niște porunci înainte, că nu-i bine să-ți ai cai din Egipt, nici bogății, pentru că bași poporul într-o, știu eu, impozite mari, pe terminologia noastră. O împărăteasă din Sheba vine încărcată de aur și mirodenii să vadă acest om, ce s-a întâmplat cu el, și să se minuneze de Dumnezeul lui.
Împărăteasa din Sheba vine distanță de mii de kilometri în condițiile vremii și cu mijloacele de transport ale timpului, vede tot, Solomon îi arată tot, ba din contră, cu siguranță împărăteasa nu era o femeie de rând, era o femeie cu o înaltă educație a timpului și a vremurilor, intră într-un dialog cu Solomon și rămâne uimită că nu a fost nicio întrebare la care Solomon să nu-i poată răspunde. Ea a fost foarte mulțumită de ce a văzut și spune, căci în capitolul 10 acest lucru, dacă vă interesează, că văd că se uită în Biblie, zice, nici pe jumătate nu mi s-a spus, dar am auzit despre ceea ce am văzut. Deci am remarcat acest lucru, da? Ei, acum intrăm în miezul problemei. Apostolul Iacob ne spune în 1 cu 5 așa, dacă dorește cineva înțelepciune, s-o ceară de la Domnul. Dar s-o ceară cu credință, nu ca unul care se îndoiește, este nestatornic în lucrul lui, ci se o ceară cu credință și va fi dată cu mână largă. Uitați ce Dumnezeu darnic, El care este sursa înțelepciunii, poate să ne ofere fiecăruia dintre noi. Nu contează de unde provii, ce educație ai, din ce trib, culoare sau popor vii, El o dă tuturor acelora care o cer, dar o cer cu credință tare. Dacă ne-am raportat la ceea ce am citit și auzit până acum, ceea ce ne relatează Biblia, am spune, noi suntem mici, nici nu ne putem compara cu Solomon, nu ne putem compara nici cu împărăteasa, nici cu nimeni. Dar uitați, avem această posibilitate prin care să primim înțelepciune de sus. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, da, 1 Corinteni 1 de la versetul 26 ne spune așa, fraților, priviți la voi, priviți la chemarea voastră, fraților, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile de neam de jos ale lumii pe cele disprețuite și lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Deci noi, toți așa simpli cum suntem, putem fi beneficiarii și cred că suntem beneficiarii înțelepciunii divine pe care Tatăl ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Și ne-o va da în continuare. Acum vrem să, din punct de vedere scriptural, înțelepciunea, eu mă refer strict la înțelepciunea divină. Știți că înțelepciunea poate fi și umană, care promovează euul, egoismul, mândria și toate lucrurile firii pământești față de, în raport cu înțelepciunea divină care vine de la Tatăl și o să vedem pe parcursul lecției noastre, dar Dumnezeu a permis ca la sfârșitul acestui veac evanghelic, în special așa cum Daniel ne spune, că la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul acestui veac, cunoștința va crește, Dumnezeu a permis multă înțelepciune în mulți oameni, în o înțelepciune care este spre folosul oamenilor, în sensul că unul poate mânui bine bisturiul să facă o operație foarte delicată, un medic bun, un chirurg bun, un matematician, astronom, poate calcula diferite traiectorii ale unor sateliți sau ceva, încât se poate calcula și anticipa cu precizie micronică data apropierii unor obiecte cosmice una de alta. Multe lucruri se pot face, dar totuși aceasta este o înțelepciune, vine de la Tatăl,
Dar nu este înțelepciunea pe care tatăl vrea să o aibă în copiii săi. Deci, în mana din 8 noiembrie, mana de seară, aș vrea să o citesc acest lucru, pentru că este foarte important. Da. Citesc doar explicația, este 1 Corinteni 1 cu 26, versetul citit. Cât de ciudat! Totuși este chiar modul Domnului de a proceda, să treacă pe lângă cei siguri de sine și mândri și să spună că numai cei care se umilesc vor fi înălțați și cei care se înalță vor fi umiliți. Atunci acest fapt că Dumnezeu nu acceptă decât pe cei umiliți explică de ce aceia care au primit mesajul în umilință sunt mai cu seamă cei neînsemnați de jos. Numai cei cu minte umilită, învățați în școala lui Hristos, sunt cei în stare și dispuși să-i accepte pe cei de jos, care se alătură la standardul Domnului și care pot fi acceptați. A-L iubi pe cel de jos înseamnă că trebuie să-i vedem din punct de vedere divin și să-i iubim așa cum îi iubește Dumnezeu. Nu pentru însușirile lor josnice și inferioare, ci în ciuda acestora, datorită dorințelor inimilor, după de Dumnezeu și dreptate. Pe măsură ce ajungem să iubim și să apreciem pe toți cei care apără și luptă pentru acele principii, noi ne luăm poziția cu Dumnezeu și vedem această situație din punct de vedere divin, având compasiune pentru cei care sunt slabi și rătăciți și făcând tot ce este pentru a-i ajuta, dacă sunt dintre cei care iubesc dreptatea și urăsc nedreptatea și luptă în armonie cu idealurile lor. Deci am văzut aceste lucruri. Prima întrebare, cum putem dobădi această înțelepciune pe care, așa cum am spus, Dumnezeu ne spune să o cerem? În primul rând, așa simpli cum suntem, avem nevoie de parcurs câteva etape. Inițiativa de a primi înțelepciune de sus trebuie să ne aparțină nouă, nu lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem în rugăciune către El. Pe urmă, de fapt în Proverbe 4, 5 și 7, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu o părăsi și ea te va păzi, înalță-o și ea te va înălța, ne spune Solomon. Pentru a dobândi înțelepciune de sus, prima condiție, trebuie să ne temem de Dumnezeu. Avem 4 condiții. Începutul înțelepciunii sau primul pas spre înțelepciune este frica de Dumnezeu. Această înțelepciune ne va mări capacitatea de a ne folosi cunoștințele eficient. A ne teme de Dumnezeu nu înseamnă a te teme de El ca de cineva despotic, ci de cineva care trebuie să-i aducem mult respect, adorare, trebuie să-i aducem multă încredere. Această teamă de El este o teamă sănătoasă și ne motivează să ne aducem viața în acord cu legile Lui și să cunoaștem voia Lui în toate sferele activităților noastre. Nu este un alt mod de viață mai înțelept decât acesta care ne aduce multă satisfacție și bucurie. De fapt, teama de Dumnezeu, pe lângă faptul că este temelia sau fundamentul înțelepciunii de sus, ea ne va călăuzi în îmbunătățirea vieților noastre chiar în această lume. Mana din 29 ianuarie, pentru cei care acasă vom medita la aceste lucruri, că din cauza timpului n-am timp să o citesc. Al doilea aspect, trebuie să fim umiliți și smeriți în tot ce facem. A doua condiție pentru a primi înțelepciunea de sus. În 1 Petru 5 cu 6, mana din 10 aprilie, Apostolul Petru ne spune că să ne smerim sub mâna cea tare și puternică a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită să ne poată înălța și ne va înălța dacă vom fi merituoși să ne înalță. În Proverbe 11 cu 2, Solomon spune, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este doar cu cei smeriți.
Dacă vom fi modești, vom recunoaște că nu le știm pe toate, că nu avem întotdeauna dreptate și că trebuie să ne însușim punctul de vedere al Tatălui în toate lucrurile, atunci vom vedea că vom fi ajutați de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se opune celor orgolioși și mândri, dar dă har celor smeriți, Iacob 4:6 și mana de 20 iunie, mana de seară. Al treilea element sau condiție pentru a primi înțelepciunea de sus este studierea cu reverență sau cu regularitate, cu interes a cuvântului lui Dumnezeu. De ce cu reverență? Pentru că în cuvântul său este reflectată toată înțelepciunea lui. În Proverbe 2, să citim câteva, așa, da, de la 1 la 5 am să citesc, doar 5 versete. Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară ascunsă, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu dă înțelepciune și din gura lui iese cunoștință și pricepere. Iată de ce trebuie căutat și studiat tot cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi această înțelepciune. Și al patrulea element este rugăciunea. Dacă îi cerem cu sinceritate înțelepciune de la Dumnezeu, El ne-o va da cu multă generozitate și cu bucurie. Rugăciunea noastră pentru a primi ajutorul său nu va rămâne niciodată fără răspuns. În cuvântul său vom găsi acele comori care ne pot ajuta în rezolvarea multor probleme și să evităm pericolele luând decizii înțelepte. Și acum ne întoarcem un pic înapoi. Am văzut cazul cu cele două femei tinere, întâmplarea dintre ele. Oare de ce sunt relatate aceste lucruri? De ce? Pentru că și între noi apar foarte multe probleme, nu de genul ăla. Neînțelegeri, conflicte, lucruri probabil care îi deranjează unul pe alții sau chiar lucruri care pot duce la schisme, despărțiri sau știu eu. Pentru că adversarul caută să aibă de lucru. Cum zicea cineva, nu și-a concediu. Iată că înțelepciunea pusă în frați și în surori, o înțelepciune care vine de sus și vom vedea imediat, vom intra în miezul versetului, trebuie să ne conducă. Dacă ne vom lăsa călăuziți, remarc, dacă ne vom lăsa călăuziți de înțelepciunea de sus, în rezolvarea oricărei neînțelegeri. Dobândirea înțelepciunii lui Dumnezeu se va reflecta în conduita noastră, în special în vocabularul nostru al fiecăruia dintre noi. Și acest lucru va fi remarcat de cei cu, virgulă, care venim în contact. În adunare, pe stradă, la locul de muncă, în familie, temperamentul nostru nu va fi cel care a fost, probabil, până am fost binecuvântați cu acest dar dumnezeiesc, înțelepciune de el, ci va fi unul cu totul plăcut și armonios Domnului și celor din jur. În Iacob 3:17 ni se spune așa, căci înțelepciunea de sus este mai întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, nepartinică și nefățarnică. Sunt 7 elemente. Deci am văzut condițiile prin care putem primi această înțelepciune, acum intrăm cât putem, pentru că timpul văd că nu mă lasă, să intrăm într-o analiză cu fiecare element al înțelepciunii de sus. În primul rând, am spus că este curată. Înseamnă că iubește lumina, urește faptele întunericului, iubește tot ce este curat, se lăsluiește
într-o inimă dezgolită de orice ură, vicleșug, cuvânt murdar, iuțime, asprime. Volumul 6, de la pagina 98 la 100. Deci am făcut o sinteză la ceea ce am spus așa. Dar este nepătată, este pură, nu numai la interior, și la exterior. David în Psalmul 7:10 ne spune căci Dumnezeu mântuiește pe cei cu inima curată, iar Domnul Iisus în predica de pe munte, în Matei 5:8, îi fericește pe cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce favor! Ce promisiune mare! Inimă curată! Să nu avem inimi împărțite, ci cum ne spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în inimile voastre, plin de înțelepciune, sau vă va da înțelepciune. Deci înțelepciunea cerească nu poate intra într-o inimă pătată de gânduri, de dorințe și pofte egoiste. Vom căuta să facem cât putem binele. Dacă avem o inimă pătată cu ceva, nici celelalte caracteristici ale înțelepciunii de sus, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nu vor putea intra în inimile noastre. Acesta e primul pas. Al doilea, pașnic. Deci înțelepciunea de sus, pașnic sau pacifistă, cum să o numim așa. În primul rând ne îndeamnă să urmărim pacea ca și rod al Spiritului Sfânt. Apostolul Pavel, în Evrei 12:14, spune urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Deci am văzut prima dată inima curată, în prima caracteristică a înțelepciunii de sus. Să ne străduim să nu rupem legătura păcii care unește poporul Domnului. Efeseni 4:3. Domnul Iisus în Ioan 14:27 și avem mana din 29 mai ne spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Deci este o pace specială, nu este o pace făcută de oameni cu interese meschine sau pe dureți provizorii, o pace fragilă. Remarca explicației din mană ne spune așa, căci această pace care o primim de la El este o pace a inimii pe care nimeni nu ne-o poate lua. Când pacea este tulburată, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a o restabili din nou. Dar dacă eu am cauzat cuiva, adunării sau unui frate, ceva de pacea și armonia s-a dus, trebuie să fiu pe jar. Să nu am liniște până când nu refac pacea. Ni se spune în 2 Corinteni 13:11, trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și al păcii va fi cu voi. Deci o remarcă sigură, cât timp trăim în pace, Dumnezeu va fi cu noi. Doar atât. Felul în care îi tratăm pe frați, acasă, în adunare, se răsfrânge în mod evident asupra relației mele directe cu Dumnezeu. Noi nu trebuie să provocăm certuri, scandaluri, neînțelegeri, ci să fim împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor... Cum? Da. 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 Dacă mi-am dat seama că l-am jignit pe un frate, o soră sau o întreagă adunare, în Matei 5, Domnul Iisus, versetele 23-24 ne spune, lasă-ți darul la altar și du-te împacă-te cu fratele tău, apoi vino și oferă-ți darul în continuare. Pentru aceasta va trebui să recunoști, să nu negi că nu l-ai rănit, dacă îl abordezi cu intenția de restabili pacea și armonia și vei păstra până la capăt această atitudine, atunci orice neînțelegere va putea fi rezolvată.
Cel ce a greșit își va cere scuze și ofensa îi va fi iertată. Doar atunci când iei tu inițiativa să faci pace, demonstrești că ești îndrumat de înțelepciunea care vine de sus. Dacă nu vom face așa, vom da dovadă că nu suntem conduși de înțelepciunea de sus, ci vom fi conduși de egoism, mândrie, dușmănie, inimă împietrită. Acestea nu-i plac Tatălui. Al treilea aspect, deci curată, pașnică, blândă. Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Vom citi acasă mana din 27 februarie. Apostolul Pavel în 2 Timotei 2:24 spune așa, căci robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe cu nimeni, ci să fie blând cu toții. Nu bătrânilor de adunare, le spune aici, ci tuturora. Prin blândețe se poate înțelege a fi rezonabil, maleabil, îngăduitor, înțelegător, a te lăsa învățat, a mulțumi fratelui sau adunării care te-au mustrat pentru a te corecta. Și Domnului. N-ați auzit asta până acum? Deci dacă eu am fost mustrat de adunare, mi-am însușit mustrarea, disciplinarea care este justă și am fost reprimit în adunare, eu trebuie să fiu mulțumitor fraților, adunării și Domnului. Acest lucru ne îndeamnă să fim flexibili, avea reputația de a fi rezonabili. Accentul nu se pune cum ne vedem noi înșine, ci mai degrabă cum ne văd alții pe noi. Reputația mea pe care o am între frați. A fi rezonabil nu înseamnă a insista tot timpul asupra unui lucru, că trebuie făcut așa cum eu vreau. Mulți putem, din diferite cauze, să insistăm pe multe lucruri din lege. Este scris în lege așa și legea era este literă de lege. Dar uităm un lucru important, fraților. Nu ni se cere acum litera de lege. Întotdeauna se cere spiritul legii. Dacă nu acționăm în spiritul legii, cum zicea un frate de mult, venim cu drujba și care ai călcat pe bec, ești gata. Nu acesta este ținta poruncii, ne spune în 1 Timotei 1:5. Apostolul Pavel, este dragostea care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Da, trebuie să fiu dispus să ascult părerea tuturora și când este cazul să cedez din ceea ce am adus eu până acum. Acest lucru nu se face cu asprime, cu duritate, cu răutate, ci cu multă blândețe, al copia pe mentorul și învățătorul meu, pe Domnul Iisus. Calitatea de a fi blând este necesară, în special pentru bătrâni de adunare. Ei trebuie să fie amabili, abordabili în orice problemă și oricând. Dacă nu suntem blânzi, nu dăm dovadă că avem sau cultivăm darul înțelepciunii de sus. Blândețea este o comoară ce trebuie cultivată toată viața noastră în relație cu Dumnezeu și cu tot. Matei 5:5, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Al patrulea element al înțelepciunii de sus, ușor de înduplecat. Știți că uneori pornim cu câte o idee în relația noastră cu omul, nu las nimic dintre al meu. Nu cedai, nu. Ați văzut, probabil, și înainte și altă. A fi ușor de înduplecat sau a fi gata să asculți, ușor de convins sau supunere imediată după ce ți s-a spus ceva, acest lucru este foarte cunoscut și însușit de cei care am făcut armata.
Știți că în armată puteai tu faci orice, că ai primit un ordin pe loc, te-ai întors la 90 de grade și faci ceea ce spune altul, nu ce vrei tu. Da? Cel ce se lasă condus de înțelepciunea de sus se supune cu responsabilitate sfaturilor biblice. Dacă ia o decizie, nu merge înainte dacă constată că rezultatul final nu ar fi cel bun, ci dimpotrivă este gata să se schimbe când îi se aduc dovezi. Versete care îl conștientizează că a adoptat o atitudine greșită sau că a tras concluzii greșite. Numai după ce ai inima curată, ești făcător de pace, ești blând, smerit, supus, vei putea cu adevărat cultiva darul de a fi ușor de înduplecat. Două cazuri. Știți, Petru cel puternic, tare, Petre, vino să spăl picioarele. Tu mie? Nu se poate așa ceva. Petre, dacă nu mă lași să spăl picioarele, nu vei avea parte cu mine în împărăție. Doamne, nu numai picioarele, ci și capul și tot. Cât de rapid s-a schimbat Petru. Alt caz. David era fugar cu 600 de oameni de elită, războinici. Într-un timp nu mai avea de mâncare. Nabal era cu oile la tuns, la tot. Și trimite 10 soldați din ăștia tineri, vlășgani, așa, să primească ceva provizii. Nu-i dă din contră, Nabal se poartă urât cu el și vorbește, cine este fugarul acesta ca să-i dau eu de mâncare așa. Dar Abigail n-a auzit numai ulterior. Abigail, această femeie frumoasă și înțeleaptă, deci o armonie de dorit, când află aceste lucruri, merge repede înaintea lui David, că afla că David venea cu 400 de oameni să facă prăpăd. Și când se întâlnește cu David, se culcă la pământ și zice, peste mine sau peste voia mea, stăpâne. Are acea putere de datorită înțelepciunii care avea, de a-l convinge pe David să facă 180 de grade. Da. Punctul 5. Plină de îndurare și de fapte bune. Îndurarea este o latură importantă a înțelepciunii de sus, deoarece se spune că este plină de îndurare și de fapte bune asociate. În Efeseni 2:4 ni se spune că Domnul este plin sau bogat de îndurare. Vedem că înțelepciunea de sus este plină de îndurare și de fapte bune, numai asociate. Această asociare este potrivită deoarece în Biblie îndurarea presupune preocuparea față de alții, iubire, milă, compasiune care produce roade bune. Compasiunea aici este definită drept părere de rău într-o situație neplăcută și de a face ceva pentru a remedia situația. Înțelepciunea de sus nu este indiferentă, rece sau irațională. Dimpotrivă, este atentă, caldă și sensibilă cu sentimentul aproapelui. Știți că avem relatat și în Luca și în, da? Samariteanul milos în drumul de la Ierihon la Ierusalim, da? Trece pe lângă el un om jefuit acolo, zăcea în sânge, trece pe lângă el preotul, care face urechea și ochiul așa, trece pe lângă el, vine levitul, care la fel face, dar vine un samaritean, care nu era evreu, dar el are ceva în plus față de ceilalți doi. Are milă. I se face milă de cel care zace așa. Oare preotul fiind tobă de carte și de lege, de ce n-a făcut așa? Levitul care făcea serviciu la templu, nu știa el treaba asta? Ne reflectăm fiecare la aceste lucruri. Știți că Apostolul Pavel în Galateni 6:10 zice, facem bine toți oamenii, dar mai ales celor din casa credinței. Deci noi
trebuie să facem bine normal tuturor oamenilor, în mod deosebit fraților. Chiar dacă nu am resurse financiare, nu am posibilități, nu știu ce, pot să materializez acest lucru printr-un serviciu simplu făcut unui frate sau unei surori. Mergi să-i cumperi alimente, medicamente, îi plătești o factură, ceva faci pe care îl bucură. Pardon. Doar când procedăm așa, dăm dovadă că înțelepciunea de sus produce roade în noi. În mod normal, într-o adunare, bătrânii de adunare trebuie să se ocupe de diaconi măcar o dată pe lună. Există un proverb, adunările care nu evanghelizează au un destin rău, nu mai zic. Bătrânii de adunare trebuie să se mai ocupe și de tinerii de adunare. Femeile trebuie să se ocupe de fetele tinere, cele proaspăt căsătorite, tot. Să le învețe și să-și iubească soții și să cum este o viață de familie, pentru că avem în spatele nostru. Astea sunt toate biblice. Nu-i nimic scos din afara Bibliei. Dacă vom face aceste lucruri, vom da dovadă că suntem conduși de înțelepciunea de sus. Al șaselea element este fără părtinire. Orice părtinire este o nedreptate. Știți treaba aceasta? Orice părtinire este o nedreptate sau un favoritism. Dacă am spus că înțelepciunea de sus exclude prejudecățile rasiale, naționale sau orice care ar putea fi, nu, trebuie să ne străduim ca în adunări și între frați să nu domine acest sentiment de părtinire. Și o spun cu inimă largă și deschisă pentru că iubesc pe toți frații. Știți că o imagine de pe avion ți se întipărește totul plăcut, armonios. Dar când cobori pe jos și mergi și iei cunoștință cu totul, este diametral opus. Convențiile noastre sunt imagini din avion, fraților. Vreau să spun că mai merg. În vara asta am fost pe la mulți frați izolați, care n-au fost la nicio convenție. Și când îi văd cum trăiesc și le văd problemele, n-am putut să dorm multă vreme. Dar încă o treabă. Mergem în diferite localități, să dau un exemplu, adică îmi cer scuze. Acum zic ca și caz ipotetic. Mergi într-un oraș unde sunt două adunări de fraților noștri, care studiază la fel ca și noi. Pe unii vizităm, pe alții nu. Zice o soră bătrână, bă frate Gavrilă, dar păi panoși, nu-i puneți niciodată măcar la rugăciune în ultimii 10 ani, nu i-a spus. Este un semnal de alarmă. Noi trebuie să iubim și iubim pe toți frații. A părtini că ar pune numai pe unii la anumite servicii. Mă rog, eu nu sunt de acord cu treaba asta, vreau pe toți să-i aud. Dar probabil ne vom corecta. Și mai sunt multe lucruri. Stratificăm frații. Unii sunt buni numai pentru aia, unii nu pentru aia, iar alții stați deoparte că nu sunteți buni de nimic. În Iacob 2:9 ni se spune că dacă în adunarea noastră, în sinagoga noastră, intră unul cu un inel pe deget și intră și un sărac, celui cu inel îi dai loc, ori în prioritate, tot. Celui zdrențuros treci la urmă și stai în picioare. Nu dăm dovadă că suntem conduși din înțelepciunea care vine de sus. N-avem voie să disprețuim nici pe cel sărac, nici pe cel care nu cunoaște mult, pe nimeni, pentru că pentru toți a murit Domnul Iisus. El și-a arătat iubirea, în special față de săraci, față de slabi, față de bătrâni, față de orfani, văduve și străini. Să-i avem și întotdeauna în atenție. Când vom face aceste lucruri, vom da dovadă că suntem conduși din înțelepciunea de sus. Și ultimul punct, nefățarnică, de multe ori putem lua multe măști pe noi. De ce? Ca să înșelăm. Actorii
când eram copil și vedeam primul teatru, nu știam că chiar o cunoștință de a mea juca, mă putea întreba oricând, așa. Nu știam cine-i. Putem lua măști din acestea între frați. În 1 Petru 1 cu 22 se spune, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții dintr-o inimă curată. Deci nu noi trebuie să manifestăm dragoste față de frații noștri nu doar pentru a face o impresie bună. Noi nu purtăm nicio mască și nici nu interpretăm niciun rol. Dragostea noastră trebuie să fie sinceră, reală, autentică. Doar procedând așa vom câștiga încrederea fraților noștri, care se va observa și ne va observa că suntem sinceri și cu noi, și cu ei, dar și cu Tatăl Ceresc. Această sinceritate va contribui la stabilirea unor relații sincere, oneste, o atmosferă de încredere, pace, altruism. În final, cât de frumoasă este înțelepciunea de sus care vine de la Domnul. Să o prețuim ca și o comoară din partea lui Dumnezeu. Solomon spune că învățătura nepusă în practică nu valorează nimic. Cum putem păstra în viața noastră această înțelepciune care vine de sus? Doar aplicând-o mereu. Ea să fie un mod de viață și să o prețuim ca pe o comoară de la Tatăl, care ne va apropia și mai mult de El, care este izvorul înțelepciunii. La pagina 100 din volumul 6, ni se spune acolo că un caracter format după aceste elemente descrise ne va conduce ca să apreciem frații după adevărata lor valoare. Vă rog să vă uitați acasă. Deci volumul 6, pagina 100. Acest lucru ne spune foarte multe lucruri. Foarte multe. Fraților, când facem ceva, când plănuim să facem un turn sau ori altă treabă, metaforic vorbind, trebuie să calculezi. Ai cu ce să-l faci. Și dacă îl faci, la ce-l faci? Care e eficiența a ceea ce faci? În ce investești mai mult? În suflet sau în burtă? Dacă trăim după trup și împlinim poftele, voi a spus, Romani 8:13, este un semnal puternic de alarmă. Acum titlul lecției. Eu ca individ, Gavrilă, mă las condus după înțelepciunea de sus. Adunarea noastră din Cluj se lasă condusă de înțelepciunea de sus. Mișcarea noastră religioasă se lasă condusă după înțelepciunea de sus în tot ce face și întreprinde. Ne vom da răspuns acasă, fiecăruia, dar eu vă spun un lucru. Să ne rugăm Tatălui să ne binecuvânteze în continuare cu această înțelepciune care vine de sus. Amin.